și zâmbește spre soare, nu oprește nimic. Crește într-un mic paradis și trăiește un vis cu un pur sânge amic. Lena poate chiar zbura atunci când se așează în șa. Lena râde și gonește cu toți caii, ea vorbește, pentru ea totul e normal. Viața sa e frumoasă, bună, cu amici împreună, totul este fenomenal. Ferma Lenei. Avalanșa. E o scurtătură. Vom câștiga timp. Ce ar fi să mă ajuți în loc să te joci cu gadgetul ăla? Nu mă joc. O să sparg gheața cu laserul. Hei! A funcționat! Am dreptate. Munca în echipă. Eu voi sparge gheața, iar tu vei folosi cazmaua cu brațele tale mici, musculoase. Haide, ajută-mă să scot gheața, să adăpăm caii. Vezi munca în echipă? Wow, 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 wow! Păstrează distanța, Juju! Ți-e frică, nu? Încetează! O să-l traumatizez, săracul de el! Săracul de el! Îngrozitorul monstru cu clești! Ei, bea ușor, Josephine! Apa e rece! Draga mea, ai auzit? Trebuie să bei ușor! Sper că Lena și Angelo nu vor mai întârzia. Pe frigul ăsta nu-i momentul să traversăm Alpii. Ieri când au plecat, prognoza era optimistă. N-aveau de unde ști. Nicio grijă, n-o să mai zăbovească. Hei! O fată! Pe o fată! Vârsta mentală? 2 ani. Domnul Cavaletti ar fi putut trimite o dubă după cal. Mașinile nu erau echipate pentru zăpadă. M-am oferit voluntar. O să muncim pentru banii ăștia, nu glumă. Oh, ce chestie! Parcă am fi la Polul Nord. Oh, oh, oh. Angelo! Fahrenheit, nu! Hei, ușurel, Fahrenheit! Nu-ți fie teamă, va fi bine. Gata, vezi, e bine. Liniștește-te. Uite, suntem aici cu tine. Ești un cal bun. Angelo, cum ești? Sunt bine. Regret, n-a fost o idee strălucită să o luăm pe scurtătură. Tu, Fahrenheit, ai tras o sperietură bună. Trebuie să plecăm, să ajungem înainte de lăsarea nopții. Poftim, Josephine, nu mai am cu ce să te ajut. În peștera asta e mare curent. Oh, Juju, ești înghețat! Vai de mine! Minus 23 de grade arată telefonul. A mai scăzut cu 7 grade. Wow! E epoca de gheață! Poftim? Minus 23? Animalele nu pot rămâne afară. Trebuie să le ducem la adăpost. Oh, să-l ducem pe Juju în casă. O idee bună. Știu, știu. Șeful are mereu idei geniale. Ești la adăpost. Păcat că e prea mic pentru cai și pentru zigoto. Mai vrei o idee genială? Să-i ducem la adăpost în boxele de iarnă de la Hergelia Cavaletti. Ți-a înghețat creierul cumva? Deci nu mă gândesc să-i cer ajutorul nesuferite de Samantha. Dacă ai o idee mai bună... Am intervenit personal ca toți caii voștri să fie cazați la noi. Ce drăguț, mulțumesc.
Doar nu era să vă lasă înghețați în fermulița voastră amărâtă. Dar veți plăti pentru acest gest de caritate. Desigur, Samantha, mi se pare normal. Perfect! Anais, pentru început vedeți zăpezi intrarea în grajd la treabă. Poftim? N-ai decât să faci tu asta. Ce impolitețe! Se pare că se va înregistra o temperatură record. Nu-i cazul să petreceți noaptea afară. Ce drăguță ești! Hugo, ești bun la științe? Ce notă ai primit ultima dată? Păi, nota 10. Wow! Super! Haide cu mine! Pe curând, Anais! Eu și Hugo o să facem împreună tema la științe. Eu și Hugo o să facem împreună tema la științe. O detest. Ați sunat la numărul Lenei, dar nu sunt disponibilă. Lăsați un mesaj și vă voi suna eu. Mi-au înghețat picioarele. După trecătoarea asta, vom încăleca din nou. Totul e la fel aici. Am impresia că ne învârtim în cerc. Nu te teme, știu exact unde ne aflăm. În mai puțin de 2 ore vom fi la căldură. Haide! Nu înțeleg deloc întrebarea 2 de la punctul 1. Tetrapozii au supraviețuit marii glaciațiuni. Dar ce e un tetrapod? Hei! Ce e? Hei, eu mă spetesc aici. Da. De fapt, nu voiai să facem tema împreună. Voiai să o fac eu în locul tău. Ai înțeles totul, Hugo. Doar ai luat 10 la ultima lucrare, nu-i așa? Păi, am copiat de la colegul meu. Știința nu-i punctul meu forte. Puteai să-mi spui mai devreme. Nu-mi vine să cred. Nu se vede nimic. Am înghețat, nu mai pot. Poftim, pune fularul pe față și respiră în el. Mersi. Pentru puțin. Sunt formațiuni stâncoase în față. E riscant să mai mergem orbește. Ne-am schimbat itinerariul. Dacă ne apucă noaptea, nu ne vor găsi. Chiar și la adăpost n-am putea rezista frigului. Trebuie să ne continuăm drumul, n-avem de ales. Eu voi trece în față cu Mistral. Am încredere în instinctul lui. Mai pot. Ești mai bine, Josephine? Te-ai încălzit? Lena și Angelo ar fi trebuit să ajungă deja. Nu e normal. Hugo! Hugo, trebuie să-i căutăm pe Lena și pe Angelo. Hei, Hugo! Unde te duci? Hugo, vină înapoi. Mai am determinat tema la franceză. Domnule Cavaletti, Lena și Angelo încă nu s-au întors și nu putem să luăm legătura. Intră mesageria vocală. Poate au dat de necaz. Poate au întârziat din cauza vremii, cine știe. Dumneavoastră i-ați trimis după un cal de cealaltă parte a Alpilor. Dacă li s-ar întâmpla ceva... Ascultați-mă, e prea devreme să ne facem griji. Dacă nu vor fi înapoi într-o oră, promit că anunț poliția. E bine? Bine, o oră. Tati, le-am oferit adăpost cailor lor, iar ei refuză să mă ajute. Trebuie să fac totul singură. Poftim? Cine a dezăpezit intrarea în grajduri? Samantha profită de noi. Ne pune să muncim în locul ei. Așa e, l-a pus pe Hugo să-i facă tema la științe. Am văzut. Acum puteți pleca. Samantha, te rog să rămâi. Noi doi vom avea o mică discuție. Ha-ha!
Ai simțit ceva? Lena, ce se întâmplă? Ascultă! Ușurel! Avalanșă! Lena! Ești bine? Lena, repede! Nu mai putem aștepta o oră. Trebuie să mergem înaintea lor. Uite ce e. Înțeleg că ești îngrijorată, dar Lena e o călăreață grozavă și e însoțită de Angelo. Îți faci griji degeaba. Hugo, am o presimțire rea. Fă ce vrei, eu mă duc. Bine, bine. Hei, unde plecați? În căutarea Lenei și a lui Angelo. Mai întâi trebuie să terminăm treaba. Lasă-ne să trecem. După ce vă terminați treaba, cailor le este sete. A, da, păi singură. Și dacă nu-ți place, plânge de tatălui tău. Haide, Hugo, plecăm. Pa, pa, Samantha. Vă arunc cu capul în zăpadă să-i vină mintea la cap. Da, exagerează fetița. Știi că dinozaurii au dispărut din cauza marii glaciațiuni? Îți dai seama că am putea păți același lucru? E Mistral. Lena! Angelo! Lena! Noi suntem... am venit! Veste bună, Reglis! Ne vom întoarce la căldurică! Hugo, ferește-te! Mistral! Trebuie să-l prindem înainte să pățească ceva! Dii! Ușurel, Mistral! Calmează-te! Stop! Anais, nu face asta, e prea periculos! Ușurel, calmează-te! Sunt eu, Anais! E bine. Ce s-a întâmplat de te-ai speriat așa? Te-ai țicnit cumva? Ar fi putut să te arunce la pământ. Nu-ți face griji, totul va fi bine. Știi unde e Elena? Trebuie să ne ajut să-i găsim pe Elena și pe Angelo. Hai, du-ne la Elena, Mistral. Hugo, anunță-l pe Cavaletti. Mulțumesc că m-ai anunțat, Hugo. Voi trimite ajutoare. Le voi transmite itinerariul Lenei și al lui Angelo. Angelo, ești aici? Trebuie să ies de aici. Trebuie să ies. Angelo, uită-te la mine. Trebuie să te liniștești. Respiră profund. Bine, va fi bine. Caii sper că s-au descurcat mai bine ca noi. Sunt sigură, au evitat avalanșa. Trebuie să săpăm, dar nu știm dacă stăm cu fața în sus sau în jos în zăpadă. Totul e anapoda. Trebuie să ne întoarcem. Mistral! Mai încet! Eu și Reglis nu putem ține pasul! Ah!
simt mâinile. Nici eu, dar nu ne putem opri. Te rog. Privește! Fahrenheit și Silea sunt acolo. Lena și Angelo nu-s prea departe. Itinerariul pe care ar fi trebuit să-l urmeze. Îl știi pe Angelo. Sigur a găsit o scurtătură. Adică nu se-i mai găsim niciodată? Anais, privește! Sigur au trecut pe acolo. Putem trece cu ajutorul cailor. Haideți! Hai, Sila, calmează-te! Hei, calmează-te! Caii sunt super agitați. Nu știu de ce le e frică. Hugo, privește! O avalanșă! Dacă au fost îngropați? Hei, fii un pic mai optimistă. O să-i găsim. Haide! Lena! Lena! Angelo! Angelo! Lena! Angelo! Lena! Angelo! Ai spus că domnul Cavaletti va trimite ajutoare. Dar dacă vor respecta itinerariul inițial, nu-i vor găsi. Decât dacă... Nimeni n-o să ne caute aici. E numai vina mea. Eu te-am tărât în traversarea asta. Nu vorbi aiurea. Eu am insistat să vin aici. Sunt aici, Lena. Angelo, e ceva ce nu ți-am spus niciodată. Aș vrea să știi că eu... Ai auzit? Ce? Șt! Mistral! 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 Dacă vremea va permite elicopterelor să decoleze, mai sunt șanse să-i găsim. Haide, nu ne oprim cel puțin până la căderea nopții. Hei, ai văzut? Sunt ei cu siguranță, ne trimit un semnal. La drum! Hai! Hai! Da! Suntem salvați! Încă n-am ieșit la liman. E prea strâmt, suntem blocați sub zăpadă. E cineva acolo! Suntem aici! Sunt prea departe. Nu ne aud strigând. Angelo! Angelo, Lena! Lena! Mistral a adulmecat ceva. Hugo, acolo! Ți-am spus că o să-i găsim! Angelo, sunteți acolo? Angelo, Lena! Totul e bine, nu vă faceți griji! Sunt în viață! Vă vom scoate de acolo! Repede, aici! Sunt într-o crevasă! Scoate coarda din sac! Prindeți coarda! Tu mai întâi! Hai, Mistral, o să-i scoți de acolo. Ești bine, Lena? Da. Și eu sunt bine, apropo. Angelo! Dacă aș fi știut... Nu v-aș fi trimis niciodată după Fahrenheit.
Îmi pare rău. Niște degerături, nimic serios. La meteo nu se spusese că vremea va fi atât de extremă. Nu e vina dumneavoastră. Dimpotrivă, Angelo. Data viitoare, înainte de a o lua pe scurtătură, mai gândește-te. Hai, copii, odihniți-vă. Anaïs, Hugo, fără voi am fi pierit înghețați. E meritul lui Mistral. El ne-a condus la voi. Și al lui șeful și al micii sale raze verzi. Salvatorii au dreptul măcar la un pupic. Mersi, Hugo. Oh. Mersi, Anaïs. Hei, acolo în zăpadă, voiai să-mi spui ceva important, nu? Serios? Nu mi-amintesc. Să bem o ciocolată caldă până băieții se ocupă de cai. Haide! Au dublat în limba română Anca Sigmirean, Ioana Dagău, Sorin Ionescu, Alina Leonte, Răzvan Vicoveanu, Richard Balint, Carina Chereji, Florian Silaghi, Alexandru Rusu. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI. Atunci când se așează în șa. Lena râde și gonește cu toți cai, ea vorbește, pentru ea totul e normal. Viața sa e frumoasă, bună, cu amici împreună.